Acțiunea de la Poiana Brașov s-a desfășurat în condiții de iarnă, iar salvamontiștii hunedoreni, ca de obicei, au obținut rezultate foarte bune, fiind primii pe țară la nivel de seniori. Astfel, formația din Hunedoara a fost prima la întrecerea complexă pe echipe, care cuprinde o probă de slalom uriaș și una de schiat cu achia precum și cea de transport a unei victime în condiții de siguranță maximă, toate acestea trebuind să se încadreze într-un barem de timp tot la proba complexă a seniorilor, cei din Petroșane au ocupat poziția a treia, în vreme ce în competiția de tineret formațiile din județul Hunedoara s-au clasat pe locurile 4 și 5. Au fost în jur de 20 de echipaje, circa 55-60 de salvator montan. Noi am obținut rezultate foarte bune, zic eu. Se vede nivelul de pregătire ridicată al formațiilor din județul Hunedoara. Salva Montiștii Hunedoreni au obținut clasări excelente și în competițiile individuale, obținând un loc 1 și un loc 3 la seniori, precum și un loc 2 la tineret. În luna septembrie se va desfășura și concursul în condiții de vară, care cuprinde cățărarea liberă, recuperarea accidentatului din perete și transportul acestuia pe un plan înclinat, Salva Hunedoreni fiind convinși că se vor întoarce și de la această competiție cu clasări între primii din țară.